În București, prima mașină a fost înmatriculată în 1900. Nici nu exista serviciu de circulație, așa că prefectura a fost cea care a înregistrat-o. A stârnit uimire printre oameni, pentru că era o trăsură care mergea fără cai. Un Panhard cu motor de 15 cai putere, fabricat la Liege, în Belgia, în serie mică. Doar 47 de astfel de automobile au existat în lume. Aceasta a fost a 40-a. I s-a spus vaporul lui Astan, după numele proprietarului. A aparținut lui Basil Astan, care a jucat un rol important în industrializarea timpurie a României. Ei au construit prima moară cu aburi mecanică la București și, de asemenea, au fost implicați în industria alimentară și în industria petrolului. După 2 ani venit de la Paris cu mașina personală, prințul Valentin Bibescu, descendent al uneia dintre domnitorii români, dar și primul pilot al României, a fost extrem de invidios când a văzut mașina înmatriculată 1B a lui Astan. A vrut ca mașina lui să fie prima, așa că a reușit cu ajutorul prefectului capitalei ca mașina lui să fie înmatriculată cu numărul 0B. Automobilul era extrem de scump. De exemplu, familia regală a cumpărat automobile abia după 1911. Primul examen de conducere oficial a avut loc pe data de 10 ianuarie 1908, când deja în capitală erau sute de mașini. Permisul se obținea după absolvirea unei probe de viteză, în timpul căreia ofițerul examinator arunca o pernă în fața mașinii. Șoferul trebuia să frâneze instantaneu. La expoziția inaugurată de Muzeul de Istorie a României, care a dat startul Festivalului de Știință la București, putem vedea și primul camion produs la Steagul Roșu Brașov, prima Dacie sau primele avioane cu poveștile lor, cele ale unor industrii aproape dispărute în România. Acum avem o industrie IT foarte importantă. Serviciile IT reprezintă o componentă importantă a exporturilor. Expoziția poate fi vizitată timp de o lună.